Stimată comunitate, în numele Domnului Iisus deschidem serviciul divin de până la masă cu imnul 465. Vin la Domnul cel iubit. Părinte Ceresc, venim înaintea mării tale în dimineața aceasta și dorim să-ți mulțumim din toată inima că prin Duhul tău Sfânt ne-ai călăuzit pașii la picioarele tale. Amin. Îți suntem recunoscători pentru harul care tu ne-l oferi de a fi copiii tăi. Te rugăm tu să ne binecuvintezi inimile noastre în această dimineață, ca ascultând cuvântul Tău să putem să ne întărim și să primim har și înțelepciune de la Tine, să ne pregătim mai presus de orice pentru împărăția Ta. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi solia care va fi rostită și să binecuvintezi solul Tău și să ne ajuți, Doamne, ca întotdeauna să aducem slavă, cinste și onoare pentru tot ceea ce Tu ne-ai oferit în această lume. Te slăvim și te rugăm și îți mulțumim toate lucrurile în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. La începuturile mișcării adventiste, finanțele erau o problemă pentru predicatorii adventiști. Sprijinul pe care îl primeau era în întregime voluntar. Așadar, pastorii erau obligați să lucreze cu jumătate de normă în agricultură, meșteșuguri, pentru a-și întreține familiile.
Binecunoscutul predicator adventist James White a lucrat pe un câmp cu fân sau la calea ferată pentru a-și câștiga banii necesari călătoriilor și predicării. În 1856, după 3 luni de predicare și păstorire, un alt predicator adventist, John, avea în urma muncii sale o haină din piele de bivol și $10. Deși puterea de cumpărare a acestei sume este echivalentă cu circa $232 în banii de astăzi, nu este totuși foarte mult pentru a asigura supraviețuirea unei familii. Pentru a mai lăsa ceva familiei sale, John a mers pe jos cei 41 de kilometri care mai rămăseseră până acasă. Cu toate acestea, acești bărbați, dar și mulți alții, au continuat să predice. Erau atât de entuziasmați să-L împărtășească pe Iisus altora, încât erau pregătiți chiar să-și plătească cheltuielile de drum. Astăzi ne putem arăta entuziasmul de a-L împărtăși pe Iisus prin disponibilitatea de a oferi. Colecta din sabatul acesta este destinată bugetului comunității locale. Diaconia este rugată să treacă la strângerea darurilor și a zecimilor. Bunule Părinte, venim în dimineața aceasta înaintea Ta să-Ți mulțumim pentru tot ceea ce primim de la Tine. Aducem acum părțile noastre și ceea ce Ți se cuvine înaintea Ta și Te rugăm să binecuvintezi. Te rugăm să binecuvintezi munca noastră și părțile rămase acasă și ajută-ne, Doamne, să-i folosim cu ghipzuință după voia Ta. Îți mulțumim pentru toate și Te-am rugat în numele Lui Iisus. Amin. Bine ați venit la adunare, bine ați venit la poveste. Să știți că de mult vroiam să vă spun ceva, o concluzie la care eu am ajuns, și anume aceea că toți copilașii care vin aici în față sunt foarte ascultători. De ce vă spun asta? Pentru că v-am urmărit și am văzut că în momentul în care pianul începe să cânte, cu toții vă grăbiți imediat să veniți în față și sunteți toți cu zâmbetul pe buze. Și aș vrea să vă spun că așa este un copil ascultător. Ascultă imediat și cu mare drag. Aș vrea să vă întreb dacă sunteți la fel și acasă de ascultători. Tot la fel de repede ascultați de mama și de tata? Așa ar trebui, pentru că în Biblie este un text care spune: copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Deci la Domnul așa îi place noi să ascultăm de părinții. Povestea noastră de astăzi este despre un copilaș pe care îl chema Justin
și care locuia în Congo. Congo este o țară din Africa și acolo este junglă. Știți că în junglă trăiesc multe animale periculoase. Și părinții lui Justin îl iubeau pe Domnul Iisus, vorbeau oamenilor despre el și despre Biblie și Justin îi asculta, întotdeauna încerca să asculte de părinții lui și îi ajuta cu tot ce putea el și era un exemplu pentru alți copii. El și-a dat seama că dacă nu ascultă de mama și de tata, lucrurile nu sunt prea roz pentru el, și anume, dacă nu-și aranja hăinuțele seara frumos pe scaunel, dimineața găsea cămășuța căzută pe jos și șifonată și pantofii prin tot felul de locuri misterioase. Așa că el s-a hotărât să asculte. Și știa o regulă foarte importantă, că nu are voie să intre în junglă, pentru că acolo sunt animale periculoase. Și într-o zi s-a dus să se joace sub un copac, nu departe de casă, dar era un copac foarte mare, cu frunze mari. Și în timp ce el se juca acolo, l-a auzit pe tatălui că îl strigă: Justin, vino repede la mine! El s-a uitat preț de 2 secunde la coliba pe care o făcea din niște creni și din niște frunze foarte mari de tapioca și dacă l-ar mai fi lăsat tata acolo un minut, el și-ar fi terminat coliba. Ce credeți că a făcut el? A mers la tata sau nu? A mers. El s-a hotărât în inimioara lui să asculte cu bucurie și imediat. Și l-a mai auzit încă o dată pe tata că strigă: fugi cât de repede poți! Fără să se uite înapoi, a fugit la tata. Când a ajuns la el, i-a sărit în brațe și tremura tot. Bărbia îi tremura într-un mod ciudat și l-a văzut și pe tata destul de speriat. Tata l-a strâns în brațe și i-a spus: uită-te sub copacul unde te jucai tu. Și acolo, printre crengi, stătea un șarpe foarte mare și foarte, foarte periculos. Tata l-a strâns în brațe și i-a spus: mă bucur că m-ai ascultat. Și Justin i-a spus: și eu mă bucur că te-am ascultat. Și apoi amândoi s-au pus pe genunchi și au mulțumit Domnului Iisus că l-a păzit. Dar ce credeți că s-ar fi întâmplat cu el dacă nu asculta? Și dacă mai zăbovea câteva minute sau ar fi spus: vin în 2 secunde să-mi termin coliba? S-ar fi întâmplat un lucru bun? Nu prea cred. Așa se întâmplă și cu noi. De câte ori ascultăm de părinți, să știți că poate noi nu avem șerpi foarte periculoși prin zonă, dar de fiecare dată ei încearcă să ne salveze de la un lucru rău. Și mai mult decât atât, încearcă să ne ducă acasă spre mântuire. Vă doresc la toți să fiți ascultători de părinți și să aveți un sabat frumos în continuare. Mulțumesc!
Bună dimineața și pacea Domnului tuturor! Dumnezeu să umple inima voastră de bine și de dragoste și ceasul acesta de la biserică să fie unul frumos pentru voi și pentru mine. Amin! Săptămâna trecută, la capătul săptămânii și câteva zile din săptămână, am fost în alte locuri ale planetei noastre sau ale continentului nostru și am slujit acolo, în Belgia, și frații de acolo m-au rugat să vă dau binețe din partea lor. Trăiesc toți, sunt bine și ne transmit și nouă să trăim și să avem bine. Amin. Aș vrea să cântăm vreo două cântări și apoi să deschidem Scriptura pentru dimineața aceasta. Dacă cineva își dorește vreo cântare și ne spune, 833. Nu există 35 de două ori. Da, nu, deci este 832, 835, 834 și 835 din nou. Da, e ciudat. Da, ce mai contează? Da, stai cu ea pe asta. E clar. Amin, amin. Înainte de a mai cânta o cântare, aș dori să vă rețin atenția cu câteva precizări. Dragii mei frați și surori, dragi tineri, băieți și fete, dacă Dumnezeu ne dă sănătate și dacă Dumnezeu îmi dă sănătate, sâmbăta viitoare, seara la ora 7, începe ciclul de
conferințe cu titlul Trupul nostru, ruină și restaurare sau împăcați-vă cu Duhul Sfânt. Sigur că în managementul contemporan, felul în care pun eu problema este un fel perimat sau chiar nici nu se intră în discuție ca eu să fiu cel care să chem oameni la conferința mea. De obicei, alții cheamă, sunt cei care fac publicitate pentru oamenii care sunt importanți. Cu toate acestea, depășesc situația pe care o aminteam și aș vrea să fac câteva precizări. Dacă este un concert de Crăciun sau de nașterea Domnului, unul frumos, și tu vrei să te duci la concertul ăla și ești doi înși în casă și Remișor îți dă patru invitații. Câte invitații dai la prietenii tăi din cele patru care le ai? Așa, corect, nu știu cine a spus. Două. Că două le ții pentru tine. În care caz le dai pe toate patru? Nu, în cazul în care te doare în cot de concertul ăla. Da, pentru că ți-e jenă de Remișor, le dai la alții să vină. Da. Deci, invitațiile care sunt pentru aceste conferințe, una e pentru prietenul tău și una e pentru tine. Te doare în cot. Nici o problemă. Da. Deci, repet, una e pentru prietenul tău și una e pentru tine. Iar dacă vedeți pe partea inferioară, de pe spatele invitației, este precizat următorul lucru. În program vor mai fi cântări de laudă și rugăciuni pentru nevoile fiecăruia dintre noi, indiferent de vârstă. Pe cei tineri, pe cei bătrâni și pe copii vă așteptăm. Poate sună straniu sau sună bine, nu contează. Mi-aș dori să fiți cu toții în fiecare seară la aceste conferințe. Subiectele care vor fi puse în discuție nu sunt făcute ca să priceapă alții, ci sunt făcute ca să priceapă și alții. În principal sunt făcute pentru ca să pricep eu și voi. Este pentru prima dată în viața mea când pe parcursul a 10 conferințe vorbesc numai despre Duhul Sfânt. Vor fi o serie de conferințe șocant de biblice. Și de când eram copil în biserica din Solovăstru, mereu se vorbea despre revărsarea ploii târzii, adică revărsarea Duhului Sfânt în plinătatea Lui. Și mi-aduc aminte că erau niște cărți atunci, bătute la mașină de niște frați din America, rare, pe care le citeam despre Duhul Sfânt și era ceva fantastic să poți să citești cărțile de felul acela. Vă provoc să veniți la biserică.
vă provoc să veniți la biserică pentru ca să nu fie sala goală. Nu. Dacă cineva crede asta, se înșală. În primul rând, niciodată Dumnezeu nu m-a lăsat de rușine pe sectorul acesta. Iar dacă El va vrea să mă lase de rușine, asta e o glorie că Dumnezeu îmi vorbește ceva. Vă chem ca să vă întâlniți și voi și mine cu cuvântul lui Dumnezeu într-un mod în care nu ne-am întâlnit până acum. Aș ruga frumos pe Costel și pe tine, dacă e cu putință, săptămâna viitoare să alegeți o zi și să împărțiți invitații în sat. În cutia din camera mică sunt în jur de 1000 de invitații, probabil, dar de acolo să luați vreo 500-600 să împărțiți, vreo 100 să fie și aici pe Tejghea, dacă vrei tu în mod special să chem pe cineva, dar să nu uiți că una din invitații este pentru tine. De asemenea, mai sunt niște afișe în felul acesta. Dacă cineva își poate permite să pună pe geamul de la mașină sau dacă stă la stradă și își poate permite să-și pună pe gardul lui sau în interiorul geamului să poată să fie citit, așa arată afișul. Pe afiș este chipul tatălui meu, nu pentru că mi-e tată, ci aveam nevoie de o înfățișare a unui om bătrân, pentru că discut despre trup. Diferit de învățăturile păgâne grecești, Dumnezeu la creație a făcut trup. Și diferit de aproape învățăturile întregului creștinism, Dumnezeu ne va duce în ceruri în trup. Și mi-aș dori ca pe parcursul acestor conferințe să vedem ce înseamnă păcat împotriva Duhului Sfânt. Sfânta Scriptură spune că hoitul acesta, repet, hoitul acesta, este coliba sau casa sfântă a Duhului Sfânt. Și o să constatați cu stupoare ca și mine după cercetarea aceasta, că majoritatea dintre noi suntem făuritori de păcate zilnice împotriva Duhului Sfânt. Aflând lucrul acesta, ne putem lua niște măsuri, deoarece Iisus Hristos vorbește foarte dur la adresa oamenilor care își permit să greșească împotriva Duhului Sfânt. În consecință, vă aștept cu drag. Veniți și chemați pe cei dragi pe care îi aveți. Începând de săptămâna viitoare, sâmbătă după amiază, de la 7 seara, pentru fiecare seară, până în cealaltă sâmbătă sau duminică. 15 când cade? Duminică. Deci duminică seara va fi ultima seară. De asemenea, în fiecare seară va fi o pastilă, să folosesc această licență comună, înainte de predică, va fi o pastilă de câteva minute, legată despre viața trupească a băieților sau a bărbaților necăsătoriți și a fetelor necăsătorite. Poate că merită ascultate și de către băieți și fete și de către părinții care au băieți sau fete. Mulțumesc. Atâta este tot. Ce cântare mai cântăm? Aici au zis cineva. 831. Bine, Liviule, 831. Plecăm pe căi necunoscute. Se poate lua cartea. Sper să nu mai fie încoate cântarea asta.
plecăm pe căi necunoscute în marea lucrare a Domnului. Amin, amin. Aveți grijă la cuvinte. Astăzi noi urmând, nu astăzi noi urmăm. Așa a fost în versiunea veche. Și dacă noi cântăm urmăm, nu se mai leagă de celelalte versuri. Este aiurea de tot, da? Deci astăzi noi urmând calea lui Iisus, știm că în curând va veni de sus. Dacă zicem noi astăzi noi urmăm calea lui Iisus, nu mai se potrivește cu versul ăla. Este aiurea, da? Bine, o cântare mai putem cânta. Așa, mă, om hotărât. Mai rar ești tu hotărât, dar e mai mult. Scuzați-mă, sora, dar omul ăsta așa de hotărât a strigat că vrea cântarea 532. Bine, mă, Beni te cheamă pe tine. Bine. Da, mă, 532. Dar învățăm, dragă, care e problema? 532, să vedem. Neguri destrămate, da. Oh,
Amin, amin. Dragii mei, vă spun încă o dată bună dimineața. Fiți bineveniți la biserică și dragostea lui Dumnezeu să fie în inimile voastre. Amin. Aș dori cu această ocazie să citim potrivit cu obiceiul nostru din Scripturi și tot potrivit cu obiceiul nostru să înțelegem fiecare ce vrem. Da. E complicat să schimbăm obiceiul acesta, dar cine știe. Am prins o îndrăgire, să o numim așa, da? Sau am găsit chiar un scop, o plăcere de a citi Scriptura și a înțelege ce vrem noi. Sau a căuta pasajele Scripturii cu ajutorul cărora rezolvăm bucuria noastră de a face păcate. Sigur că în raporturile dintre noi, aceste cosmetizări și artificii biblice țin. Dar în raport cu Dumnezeu, acestea cad de la sine. Da. Cu această ocazie aș dori să deschidem Scripturile în Sfânta Evanghelie după Luca, la capitolul 13. Și de aici să citim versetele 31 la 35. Luca, capitolul 13, versetele de la 31 la 35. Scriptura spune așa. În aceeași zi au venit câțiva farisei și i-au zis lui Iisus: pleacă și du-te de aici, căci Irod vrea să te omoare. Luca, capitolul 13, începând cu versetul 31. Repet. În aceeași zi au venit câțiva farisei și i-au zis: pleacă și du-te de aici, că Irod vrea să te omoare. Duceți-vă, le-a răspuns el, și spuneți vulpii aceleia: iată că scot draci, săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Dar trebuie să umblu astăzi și mâine și poimâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi, și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, dar vă spun că nu mă veți mai vedea până veți zice: binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Amin. Un pasaj încărcat, așa, patetic, da? În care are loc un dialog, i-aș spune așa, pe de o parte sufletist, pe de altă parte ranchiunos. Da, interesant. Un dialog care se poartă între Iisus Hristos și niște oameni care erau interesați de soarta lui Iisus Hristos. Niște oameni din vremea lui au venit la el și au zis: Doamne, am aflat ceva. E bine să dispar de pe aici, că Irod vrea să te omoare. Deci chiar erau interesați de ce se va întâmpla cu Iisus. Iisus
nu răspunde ca altă dată. Am să mă rog pentru el sau să văd ce pot face sau să evit sau nu. Nu spune, ai, și Irod trebuie iubit. Ci zice, du-te și spune-i vulpii aceleia. În alte cuvinte, Irod e un vulpoi. No? Pentru cei care nu știți, poate că știți cu toții, dar repet, în momentul în care puterea Romei venea solid să se instaureze și în Palestina, și era o perioadă atunci intertestamentală, să vorbim așa, o parte dintre evrei erau persecutați, o parte dintre ei trăiau în Palestina. Roma avea un obicei, de fapt așa este și astăzi, își strângea din popoare oameni prin care să conducă popoarele respective. Și exact cum l-au luat pe Daniel la 17 ani în robie în Babilon și l-au educat, da? Exact așa a fost luat Irod. Irod este evreu, nu știu dacă știați. Și a fost luat, a fost educat la Roma și apoi s-au folosit de el ca să poată să cucerească Palestina prin Pax Roma, adică prin pacea romană. Romanii erau foarte blânzi cu victimile lor. Adică ei n-aveau chef, ei aveau chef numai de chefuri, de ospețe, de beții, de urgii și de dinare. Ei n-aveau chef să se bată. Ei se băteau numai când n-aveau încotro. Și pacea romană însemna nu că ei să trăiască în pace cu oamenii, ci însemna că primeai un înscris printr-un poștalion în care ți se punea condițiile în care mai poți exista de astăzi mai departe. Adică, zicea, dau un exemplu, venea spre Dacia și venea acest poștalion care anunța Dacia de astăzi poate să existe în următoarele condiții. 1. Atâta kilograme de aur dați anual la Roma. Atâtea haine și din astea dați pentru soldați, așa. Și dacă tu primeai condițiile astea, nu murea nicio găină. Și din acel moment, provincia respectivă era din Imperiul Roman. Asta însemna pacea romană. Și dacă tu ziceai că nu ești de acord și făceai pe viteazul, pe urmă îți arătau ei ce înseamnă chestia asta. Și veneau cu legiunile lor armate peste tine și te zdrobeau. Exact cum zice acolo în profeție, fier. Te zdrobeau. Nimic nu mai rămânea din tine. Și Irod este folosit ca să câștige simpatia evreilor pentru Roma. Și Irod, ca un bun evreu, prima dată când a venit înapoi în țara lui, știți ce a făcut? A renovat templul. L-a mărit, i-a mărit curtea, așa, încât compatrioții lui se uitau la ei ca la o revelație. Da? Adică și-a așezat foarte bine plapuma și divanele în popor, ca să n-aibă din partea lui poporul nicio reclamație, dar el, de fapt, era mâna Romei. Și Iisus Hristos zice, mergeți, mă, și spuneți-i vulpoiului aluia câteva lucruri despre mine. Mesajul din dimineața aceasta are capitlu următorul joc de două cuvinte. Poate te va ajuta la ceva.
E de fapt ca un titlu de fabulă. Vulpea și pocăința. Repet, vulpea și pocăința. Știți că sunt tot felul de învățături de pe seama vulpii. Iar cei care ați avut de-a face cu vulpea în mod real, nu poți să crezi, adică ți-e greu să pui numai în contul setării de către Dumnezeu a animalului respectiv, încât el reacționează numai instinctual. Deci când vezi ce e în stare să facă o vulpe, totuși e ceva mai mult, adică gândește, atât e de șmecher că nu poți să-ți dai seama, de ce. Cei care ați avut de-a face exact cu vulpea, iar când în fabule sunt puse învățături despre vulpe, ușor exagerate, dar majoritatea dintre ele sunt reale. Exact așa face vulpea. Da. Și în dimineața aceasta vorbim despre pocăința vulpii. Despre pocăință și vulpe. Despre vulpe și pocăință, așa. De ce? Pentru că despre pocăință mai știm câte ceva. Dar despre vulpe refuzăm să știm. Acum, pe cine reprezintă vulpea aceasta? Veți deduce voi. Dacă veți vrea. Dacă nu, rămâne o fabulă. Nu? Însă când famenul mergea cu carul și a venit Filip să-i tălmăcească, famenul a fost dus. A zis, băi, e vorba despre ăsta sau despre un altul? Adică a vrut să știe, înțelegi? Fariseii, când aflau că într-o parabolă e vorba despre ei, nu pretindeau să se mai dea și în vileag. Numai îl împingeau pe Iisus spre vreo coastă undeva să scape de el, ca să nu se știe că despre ei a fost vorba. Debutăm cu un exemplu, tot așa dintr-o învățătură despre vulpe, ca să vedem cum se pocăiește vulpea. Zice că la marginea unei îngrădiri de viță de vie, cu niște struguri foarte mari și copți, stătea o vulpe lihnită de foame. Și a încercat, a dat târcoale, cum se descurcă ea peste tot și în stânga și așa, și n-a găsit nicăieri niciun fel de gaură ca să intre să se apuce la mâncat. Și la un moment dat a găsit undeva o gaură, dar intra numai un pic capul intra. Ea era durdulie, bine făcută, a avut viață bună înainte. Și se băga și nici cum nu mai putea să mai intre. Scos capul afară, tot stăia, o socotit și i-a venit un lucru în minte. A zis, mă, dacă rapt foame, slăbez și o să pot să intru pe gaura aceasta la struguri. Și s-a pus vulpea ambițioasă, că vulpile sunt foarte ambițioase, să știți. S-a pus lângă gaură și a stat. Îi chioreau mațele și se uita la ea, mai încerca la gaură, începea să intre mai mult, dar nu suficient. Așa. O zi, două, trei, până când la un moment dat pe gaură aceea, șuț, fără nicio greață a intrat. Ei zice, așa da. Strugurii copți, așa tămâioși, să pune vulpea la mâncat și mâncă o zi, mâncă două, mâncă trei, în vreo 4-5 zile, strălucea blană pe ea. Da, acum aude ea vestea că urmează să vină stăpânul, a cules via și o prinde acolo. Și zice, bă, zice, de acum că am mâncat și m-am aranjat să plec. Dar pe unde să pleci? Pe unde ai venit? Și când s-a băgat să iasă, n-a mai încăput. A stat de-a puțin, a făcut câteva încercări și a dat seama că, mă, zice, n-am cum să-i zic, ăsta mă prinde și își face din blana mea guler. Și s-a apucat de iar și-o răbda vreo 4-5 zile foame ca să poată să iasă. Și când a ieșit, a fost cum a fost când a intrat. Așa se pocăiesc unii dintre oameni. Fac niște eforturi uriașe, se fac, se aranjează, se bibilesc, așa frumos,
ca să intre în pocăință. Și când se gata cozonacul, ies cum a intrat. Dacă ar fi să fim la un moment de nebunie, cum simți? N-ar putea să fie vorba și de tine? Ha? Mai gândește-te. Hai să vedem aici un pic textul. Zice, în aceeași zi au venit câțiva farisei și au zis Domnului, pleacă de aici. Pleacă de aici pentru că Irod vrea să te omoare. Și a început nouă să ne fie drag de tine, să ne interesăm de tine, așa, dintr-o dată. Noi am vrea să trăiești și ăsta vrea să te omoare. Și Iisus Hristos, parcă neinteresându-L ce au ei în minte, că El știa tot ce au ei în minte, dă un răspuns colateral. Și zice, mergeți și spuneți-i lui Irod. Spuneți-i câteva lucruri despre mine, și anume, spuneți-i că scot draci. Îl interesa pe Irod dacă Iisus face sau nu minuni? Pe cine interesa atunci dacă Iisus face minuni sau nu? Pe ei care de data aceasta îi purtau de grijă. Iar când le-a spus lor să meargă să-i spună lui Irod că el scoate draci, ăsta le-a și crăpa mațele. Pentru că ei mereu întrebau, dar băi, cu ce putere face ăsta de la Dumnezeu sau cu putere de la dracu face minunile astea? Adică era problema lor, nu a lui Irod. Dar ei înghițeau, nu puteau să reacționeze nici cum, că nu le ieșea, nu se puteau băga pe gaură la struguri. Și ce merge și spuneți vulpea acesteia că scot draci. Și mai spuneți-le că săvârșesc vindecări. Îl interesa pe Irod că Iisus Hristos face vindecări? Dimpotrivă, dacă suntem corecți cu informația biblică, credea Irod în calitatea de proroc a lui Ioan Botezătorul? Credea? Credea. Credea. Și credea puternic, îl necăjea la inimă când își dădea seama că ce zice ăla e drept. Ăștii l-alți credeau? Iar pe mine detaliile acestea ale Evangheliei mă silesc să declar că și referindu-se la Hristos, el avea aceeași atitudine religioasă. Ba, la un moment dat, când s-a gândit la Hristos, s-a gândit că s-ar putea să fie cine? Ioan! S-a gândit că, pentru că Ioan era un om al lui Dumnezeu, Irod, în nebunia lui, s-a gândit, mă, nu cumva a înviat Ioan din morți? Nu? Nu? Deci, dacă în vreun fel îl interesa pe Irod că Iisus face vindecări, îl interesa din perspectiva faptului că recunoștea în Iisus Hristos o autoritate dumnezeiască. Dar cei care îi spuneau să plece că îl omoară Irod, în felul acesta credeau în Iisus. Nu! Ci mereu îi căutau pricină să vadă de ce vindecă, cu cine vindecă, l-au făcut drac, l-au făcut satana, ca zic că numai cu puterea lui satana face așa ceva, da? Adică ei erau deranjați de lucrul acesta. Dragii mei, când vorbim despre vulpe și despre pocăință, vorbim despre un portret de om care crede că prin șire flicuri, care crede că prin mărunțișuri din astea de colțul străzii, de furtișaguri, își poate însuși pocăința.
Când vorbim despre vulpe în relație cu pocăința, vorbim despre un portret de oameni care crede că lucrurile sunt rezolvabile și tragerile de sfori funcționează în absolut orice situație a vieții în relație cu mântuirea. Și nu numai atât. Vă vorbesc în cele ce urmează despre viața mea. Dacă lucrul ăsta se mai regăsește la cineva, asta e o altă problemă. N-am treabă cu nimeni. În momentul în care am renunțat la liceu militar, am ajuns acasă și eram al nimănui. Nici nu mi l-am terminat, deci aveam 10 clase. Nu știam în ce parte să apuc, aveam 21 de ani. Mă rog, și la niște frații se fac milă de mine. Și mă iau ucenic la zugrăvit. Și dimineața la 7 sau la 6, depinde unde mergeam, cu ei mergeam la zugrăvit. Lucram de dimineața până seara la zugrăvit. Mie îmi plăcea, îmi place și acum, mă rog. Și a trecut prima săptămână. Am lucrat luni, marți, miercuri, joi și vineri până la amiază. Vineri la amiază, șeful de echipă m-a chemat și mi-a dat solda pe săptămâna cât am lucrat. Mi-a dat 500 de lei. 500 de lei. Asta am socotit eu 4 săptămâni pe lună, deci o să câștig 2000 de lei pe lună. Mamă! 2000 de lei pe lună atunci erau ceva mai mult decât 2000 de lei pe lună acum. Iar astăzi să ai net 2000 de lei pe lună, eu sunt păstor și n-am salariul acesta. E un salariu bun pentru, mă rog, dar stai un pic. Eu primeam banii ăștia în fiecare săptămână. După ce am devenit mai profesionist, mi-a crescut. Dar eu, atunci, aveam niște obligații față de Cezar. Dar eu Cezarului nu i-am dat nimic. Și mă duceam acasă și cu lacrimi mă rugam și îi mulțumeam la Dumnezeu ce tare mă binecuvintează. Îi mulțumeam la Dumnezeu lăcrimând ce tare mă binecuvintează. Când eu în realitate eram evazionist fiscal de notorietate. Adică după rugăciunile mele cu lacrimi, eu, de fapt, trebuia să fiu legat și mâncat în temniță, cu sânge rece. Dar nu asta e problema. Problema este că au trecut de atunci 30 de ani și nu scap de umbra asta din mine. Vreau cumva să eu înghesui la Dumnezeu să înțeleagă că eu așa trebuie să trăiesc. Asta e problema vulpii. Și probabil că alții dintre noi nici nu-s preocupați de așa ceva. Ce prostii vorbește și ăsta. Dar eu care sunt preocupat de chestia asta, adică în ultimii ani de viața a existenței mele, chiar mi-am luat în serios și am zis, Dumnezeu, eu chiar vreau să mă mântuiesc prin Hristos. Și fac eforturi inumane. Și plâng și url în sufletul meu și îmi zgârie inima așa cu țesăla aia cu care făcea el avac, așa simt că îmi rup inima din mine, să fac un pas înainte și parcă nu pot să scap de umbra asta care a fost în trupul meu zeci de ani.
și ca mase de oameni, noi vrem să-L siluim pe Dumnezeu ca El să recunoască că într-adevăr păcatele și mizeria mea în flagrant sunt de fapt binecuvântările Lui, dar nu sunt. Și ajungem la gaură, dordora, graș, am mâncat toți strugurii buni, tămâioși și vrem să ieșim. Dar nu poți să ieși. Și ieși cum ai intrat. Adică la un pas de moarte și apoi murind. Asta e relația dintre vulpe și pocăință. Adică nu se va realiza niciodată. Și când Iisus Hristos spune aici, du-te și spune-i vulpii, că eu fac minuni, și ăștia când au auzit, le aveau încurcătură de mați, că-ți vine ziua, n-ai tu grijă, îți dăm noi ție făcut minuni. Du-te și spune-i vulpii, că eu fac vindecări. Și ăștia rinichii se blocau cu pietre. Las că punem noi mâna pe tine, să arătăm noi vindecări. Pentru că între mentalitatea lor de vulpoi și pocăință nu exista niciun fel de relație. Dăm voie, dragul meu frate, nu așa cum vorbești pe hol și pe stradă, no, iară ne-o ciuruit. Eu nu fac asta. Când tu declari asta despre mine, ești un mizerabil. Eu când spun lucrurile acestea, îmi crapă inima în mine de durere pentru tine și pentru mine. Între mine și pocăință și între tine și pocăință poate nici legătura ca dintre vulpe și pocăință noi. De ce? Cui furăm punga? Cui? Locuiesc în cartierul Răsăritului. Eu am știut, am aflat târziu că n-am știut bine, că pe o casă care nu este pe numele tău, nu trebuie să plătești impozit. Și eu m-am mutat în Răsăritului din 2004 sau 2003. Și mi-a venit de la primărie foaie să mă duc să-mi reglementez problema impozitelor. Și eu am mototolit-o și am aruncat-o în coș. Eu n-am nicio... Casa nu este pe mine, casa este a firmei, mai am de plătit nu știu câți ani. Eu n-am ce să plătesc acolo. Și-au trecut ani. Și anul trecut, în primăvară sau când în vară, am hotărât să mă pun și eu în rânduială cu domiciliu, că eu eram tot cu domiciliu pe Reghin, cu toate chestiile astea. Și m-am dus la primărie să văd ce trebuie să fac, mă rog, în sfârșit. Și pac, vine chestia cu impozitul. Deci zice, domnul Coman, zice, dumneavoastră trebuie să plătiți impozit la casă. Și zice, doamne, casa nu e a mea, nu e pe mine. Ce nu, nu contează. Mi-a zis, ia, nu știu ce legi de acolo, mă rog, în sus, ce trebuie să plătiți impozit. Nu, bine, zice, da. Zice, aveți noroc. Mă gândeam, ce noroc am? Că zice, indiferent de când aveți casa, impozitul retro se plătește numai pe 5 ani. Deci pe 6 ani, eu nu mai trebuie să plătesc impozitul, numai pe 5 ani în urmă. Ce ziceți când mi-a spus asta?
am tresărit pozitiv sau negativ? Tresărit pozitiv. Cu ei am rezolvat-o pe bază la un articol. Dar oare cu Dumnezeu am rezolvat-o? Eu 6 ani am furat primăria de impozitul pe casă. Dar umbra aceasta e în mine. Ăsta sunt eu plămădit, mințindu-mi conștiința și viața. Și eu pun asta în contul providenței lui Dumnezeu ca fiind ceva fantastic de frumos în felul în care Dumnezeu are grijă de mine. Dar nu e adevărat! Eu sunt un vulpoi! Și încă unul mai de clasă, mai de rasă, era vulpe argintic la care le picuiau părul altfel. Și zice Iisus Hristos, spune-i la acea vulpe că cei care sunt proroci și spune-i la acea vulpe că cei care sunt neprihăniți întotdeauna vor fi omorâți în Ierusalim. Nu la Vatican, la fiară, cum ziceți voi și eu. Nu la patriarhie, nu la regat, ci întotdeauna neprihăniții și prorocii vor fi uciși aici, de către cine? De către mine și de către voi. Spune-i lucrul acesta ca să știe. Dar eu mai lucrez exact cât e nevoie ca să se încingă situația și apoi cum au fost toți omorâți aici în locul sfânt, să fiu omorât și eu, spune Hristos. Și ei s-au făcut că plouă. Așa e vulpea. Oare ce prostie o fi vorbind ăsta? Iată bă la el. Acum vrea să zică că o să-l și omorâm? Săracu. Auzi, du-te și tu de pe aici că zice Irod vrea să te omoare. Irod vrea să te omoare. Și așa ne doare inima. De ce să mor tu? Auzi, oare cine-i vulpea asta? A? Oare cine-i vulpea asta? Dragii mei frați și surori, dragi tineri, băieți și fete, niciodată până la vârsta asta n-am putut să percep și să-mi asociez valoarea demnității și a corectitudinii. Pentru cei care sunteți de vârsta mea, da, există pocăință, dar nu e mare scofală. Deci dacă te pocăiești, pe de adevăratele, nu-i mare scofală. Pentru că nu mai poți zice niciodată nu. Le spun tinerilor când am întâlniri cu ei, cred că v-am spus și vouă odată, când te naști cu un număr de lucruri despre care poți să spui că nu le-ai făcut niciodată în viață. Și pe măsură ce treci o zi din viața ta, o lună, un an, 5 ani, astea se împuținează. Dă-ți seama, să am 52 de ani și să pot să spun, dragii mei, niciodată în viața mea n-am furat. Eu nu pot să spun asta. Eu am furat. Dar voi, dacă țineți cont de ce vă spun eu acum, veți putea spune. Și știi ce înseamnă să ai 50 de ani și să poți să spui câteva lucruri de care să zici, niciodată în viață n-am făcut asta. Sau, eu nu pot să zic, n-am sărutat nicio femeie în afară de soția mea. Eu nu pot să spun asta. Mi s-a ruscat mâna.
Îți dai seama ce înseamnă să ai 50 de ani, să ai 2 sau 3 copii și să poți să ridici mâna să zici, Robert și Ruth, eu n-am sărutat nicio altă femeie în afară de maică ta. Îți dai seama ce înseamnă să poți să spui asta? La 50 de ani? Scuză-mă, Titi, ești un sfânt. Dar eu nu pot să zic asta. Și acum tu ia-ți așa timp, câteva mărunțișuri, să vezi despre câte lucruri poți să spui. Niciodată în viață n-am făcut asta. Vezi, ai vreunul? Poate că ai. Ai unul? E mult? E puțin? Frații mei, între vulpe și pocăință nu există nicio legătură. Absolut niciuna. Iar dacă portretul spiritual al tău este cel al vulpii, să știi că n-ai nicio legătură cu pocăința. Nu una micuță, niciuna n-ai. Niciuna n-ai. A, că știi tu cum să leșin și să lași lacrimi așa ca să mă impresionezi pe mine sau pe alții pe aici, aia e o altă problemă. Aia poți să faci ușor, poți să faci tu ușor. V-am spus cum e cu pocăința vulpii, nu? Când eram la școală, știți cu toții că am învățat povestea aceea cu omul care a mers la pescuit și o vulpe lihnită de foame și nu mai pot și n-am putut să prind nimic asta așa și simte ea miros de departe a pește și se uite așa în zare și îl vede pe Badeion cu carul, om, cum se cade, cum venea cu carul plin de pește. Și zice, stai, mă satur eu acum, nu? Și se pune jos, leșnat, și vine la cu carul, mai se dea pește, op, oprește carul, se uite. Ia te, bă, zice, o vulpe moartă, vulpe moartă. Rar vezi tu vulpe. O ia așa, încă era moale, știi? Încă e proaspătă, zice, nu s-a întărit pielea să se strice. O, zice, face un guler la baba mea și o căciulă, că era bine vulpea. Și o apuc eu așa și așa, cu mândrie, o țipă sus pe grămada de pește. Și apoi, ghibă, e mândru, zice, nu-i duc numai pește la nevastă mea acum, îi duc și guler și căciulă. Și cum suna carul, vulpea a deschis ochiul, o văzut că e în regulă și de câte un pește, până o goli carul de pește jos. Și s-a dus prost acasă. Vă spun eu ceva. Vulpea aia așa a făcut cu un om prost, care atâta l-a dus mintea. Dar noi, eu și cu voi, exact pe acest tipar facem cu Dumnezeu. Numai că n-o să ne meargă. La niciunul. La niciunul. Și când a văzut Iisus în ochii credincioșilor respectivi, privirea aceea vulpească. Când a văzut Iisus în sufletul ăsta care, ia uite-mă așa, dintr-o dată îi protejau viața și zice, du-te că vrea Iisus, te-o mă așa. Când a văzut sufletul lor vulpesc, n-a mai rezistat emoțional. Și a început să zică următoarele cuvinte. Nazna, nazna. Care omori pe proroci și îi ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi cum își strânge găina pui sub aripi și n-ai vrut. Ți se va lăsa casa,
pustie. Știi ce înseamnă casă pustie? Nu știi. Spun eu că nu știi. Spun eu că nu știi. Încearcă să-ți imaginezi că ești undeva în oraș sau, mă rog, într-o altă localitate și capeți un telefon de la vecin. Alo, bună ziua, bună ziua, domnul Vasile sau domnul Iacob. Domnule, haideți repede acasă că cineva v-a spart casa. Și nu, de unde ești? Te gândești, oricum, cine o luat, oricum a fost așa? Și ajungi, vezi geamurile și ușa deschise, vântul bate pe uși, pe geamuri, mai câte un firong îl arunc afară, așa. Când intri în hol, nu mai este nimic. Când intri în salon, nu mai este nimic. Când intri în bucătărie, niște vase doar care le-a scăpat sau spart, restul nu mai este nimic. Când intri în dormitor, nu mai este nimic. Când intri în cameră de oaspeți, nu mai este nimic. Și se sizezi că ți-au rămas niște ziduri fără viață. Nu mai este nimic. Și aici zice așa Iisus: vulpilor, nasna, nasna, tu care omori pe proroci și ucizi pe pietre, cu pietre pe cei trimiși de tine, de câte ori am vrut să te strâng și să strâng pe fiii tăi cum își strânge găina pui sub aripi și n-ai vrut. Dragii mei frați și surori, dragii mei tineri, dacă se poate, luați ușor în considerare cuvintele Domnului. Ca să scapi de sintagma aceasta, ca să scapi de nici nu știu cum să o numesc, de conserva aceasta care sună legată în sufletul meu ca și cum ar fi legată de coadă, de vulpe, mă lupt cu mine și cer puterea lui Dumnezeu aproape la epuizat. Dragul meu, începe de undeva. Dar nu poți să începi dacă nu ești corect cu tine însuți. Dacă nu renunți la ideea de vulpe, nu o să faci nimic. Încearcă să înțelegi că minciunile pe care ți le spui ție nu ți vor sluji la nimic. Nu-ți vor sluji la nimic. Deci încearcă cumva să înțelegi asta, nu să te schimbi, numai să înțelegi. Pentru că dacă încerci să înțelegi chestia asta, cumva chestia asta va avea un efect undeva, undeva va pușca undeva, undeva va pușca. Încearcă să găsești un loc cel mai departe de interesele tale păgătoase și egoiste, unde ești vulpoi. Și acolo încearcă să schimbi. Nu încearcă, schimbă! Costă! Nu poți! Doare! Nu te mai recunoști! Dar dacă vrei să ai vreo legătură cu pocăința, trebuie să ajungi să nu te mai recunoști pe tine în niciun domeniu al vieții tale. Să ai senzația că altcineva locuiește în tine și nu să fie o senzație, ci să fie un adevăr. Hristos să locuiască în tine pe deplin și în felul acesta să nu te mai recunoști în niciun domeniu al existenței tale. Dacă rămâi cu umbra aceasta,
Și în stigmatul acesta de vulpe nu va fi niciodată niciun fel de legătură între tine și pocăință. Iar dacă tu crezi că Dumnezeu va mântui pe oameni care între ei și pocăință nu există nicio legătură, tu ai probleme grave de judecată și alea ți le-a indus cineva. Și zice în final, și cu asta încheiem, cât timp a trecut, vi se lasă casa pustie, dar vă spun că nu mă veți mai vedea. Până veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Declarația aceasta, în general, noi o preluăm ca escaton, ca o chestie care urmează să se întâmple departe și profetică. Dar aș vrea cu această ocazie să vă fac să vedeți altceva în text. Nu știu dacă ați văzut desene din alea, când te uiți la el, vezi una și după ce spune el, îți dai seama că e altceva în desen. Nu știu dacă ați văzut vreodată jocul ăsta de... În versetul acesta spune altceva. Și anume, că dacă renunți la statutul de vulpe și zici din inima ta, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, aici la anvon sau la biserică sau oriunde, atunci o să îl vezi pe Iisus. Ți s-ar putea întâmpla lucrul ăsta azi. Nu știu dacă vrei. Dacă nu vrei azi, ai putea să-l amâni pe săptămâna viitoare sau pe luna viitoare, cândva. Dar dacă îl amâi prea mult, vei rămâne pustiu. Iată că vi se lasă casa pustie, dar vă spun că nu o să mă mai vedeți. Până în ziua în care voi veți rosti, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Deci dacă ar fi vorba de Iisus Hristos, binecuvântat este Iisus Hristos care vine în numele Tatălui. Când vei rosti declarația aceasta ca o pocăință, atunci mă vei putea vedea. Dacă asta nu se întâmplă, n-o să mă vezi niciodată. Sau cel puțin, n-o să mă vezi ca Mântuitor. Ne oprim aici. Vulpea și pocăința. Vulpea și pocăința. Dumnezeu să vă ajute, dragii mei. Dumnezeu să vă ajute să vă permiteți doar să luați în calcul. Ăsta e un mare lucru. Să vă permiteți doar să luați în calcul. Anticipam azi dimineață ceva despre lecțiune și spuneam cât de periculos este să preiei învățătura greșită. Am făcut și noi în grupa noastră lecțiunea, dar cu alt titlu. Titlul lecțiunii este... Care e titlul lecțiunii? Binecuvântările celui neprihănit. Mâna sus cât suntem de aici neprihăniți. Și pentru că nu suntem niciunul, noi am făcut studiu blestemele celor răi. Și am citit toate antitezele din text, că alea-s pentru noi, nu alea-lalte. Și ne-am șocat în grupa noastră
ce zice despre noi și unde ar trebui să ne ducem. Unde ar trebui să ne ducem. Dar când iei capitolul 11, 12, 13 din Proverbe și citești prima parte unde zice de neprihănit și așa zici că ești tu și citești a doua parte și zici că e celălalt, o să ieși pe gaură cum ai intrat. Adică la un ceas înainte de moarte. Și n-o să mai poți să faci nimic, pentru că între vulpe și pocăință nu există nicio legătură. Dumnezeu să vă ajute, scumpii mei frați, vouă și să-mi ajute mie. Atât doar, nu să ne schimbăm. Ai o altă parte. Să-mi ajute mie și ție să ne punem problema. Să ne punem problema. Și dacă mă întorc la și acum, numai când am aranjat predica aceasta, n-am avut gândul care l-am acum. Dar mi-a venit și așa. Dacă mă întorc acum la zilele când eu eram zugrav și cojucat, nu? Cum ar fi, întreb, să iau poziția lui Zacheu, parcă Liviu ai citit azi dimineață, Zacheu, și să fac așa o economie, nu pot de cine știe cât o fi fost, să fac o economie de 1000 de lei, dau un exemplu. Și să mă iau într-o dimineață să mă duc la primărie, la asta sau la cea din solul vostru, și să mă duc la contabilitate și să zic, Doamnă, am o cerere, da, Doamne, eu, pe vremea domnului Ceaușescu, am furat mult. N-am făcut socotel, că cred că nici nu aș putea să evaluez cât am... Dar am furat statul de impozite și donez și eu primăriei 1000 de lei, că între timp m-am pocăit. Nu e așa că ce vorbesc sună absurd? Dar știi de ce? Pentru că pocăința e absurdă. Vă recomand pe Hristos, care iartă doar dacă te mărturisești. Dumnezeu să vă ajute. Amin.
acasă cu imnul 254. Luăm aminte pentru rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, vină împărăția ta pe acest pământ și facă-se voia ta așa cum este în cer, între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, printre noi oamenii robii tăi. Îți mulțumim, Tată bun, pentru acest sabat. Îți mulțumim pentru liniștea și pentru pacea pe care ne-o conferă El și îți mulțumim că acesta este un semn între tine și noi. Tată bun, nu suntem vrednici să stăm la picioarele tale, dar știm că, așa cum ai zis tu, dacă tot ce vom cere cu credință vom primi, am venit acum înaintea ta să cerem de la tine iertare pentru
toate păcatele de care ne facem vinovați înaintea Ta. Te rugăm, Tată bun, ajută-ne să privim pocăința ca ceva primordial în viața noastră, ajută-ne ca să aspirăm spre ea și lucrul cel mai important pe care este să-l facem în această viață e să dezvoltăm caracterul nostru, să fie pregătit pentru cerul și să ne întâlnim cu Tine. Îți mulțumim, Tată bun, că Tu asculți rugăciunile noastre, îți mulțumim că le completezi și în numele Domnului Iisus ne-am rugat și îți mulțumim încă o dată. Amin. Amin.